Proiect construit acum un an, doi. Curtea de apel Chișinău, sala pentru bărbați. Funcționează uscătorul de mâini, au și săpun, spumă, au și patru chiuvete, din coace n-au săpun și nici uscător. Și o singură cabină, cu veceu, hârtie igienică, încă o chiuvetă, deci 6 chiuvete le propun bărbaților, niciun pisoar, probabil să așteaptă că o să ne pișăm în chiuvete. Interesant cum o fi la femei. Nu ne merită mult vreo femeie aici. Tot așa, cu 4 chiuvete și o singură cabină. Nu s-a gândit mult cine a proiectat așa ceva. Și la etaj au o grămadă de WC-uri. Ăsta cu două cabine are și două chiuvete. Tot la bărbați. Aici e cu femeile. WC pentru doamne. Tot două cabine. Tot două chiuvete. Și după aceea iar WC pentru femei. Cam mult. Stingem lumină, să facem economie. Și cel mai paradoxal e că tot la etaj au cățărat toaleta pentru persoanele cu nevoi speciale. Dar se pare că nu există lift, nu există rampă, posibilitate de a urca la etaj. Și cel mai probabil persoanele cu nevoi speciale sau cu dizabilități, cum zic ei, vin în sală de ședință la parter. Da, pare dotat. Adecvat, dar etajul nu-i potrivit. Au numai scări și nici un lift de urcat încoace. Și asta e clădirea nouă. Poftim pojalul ăsta. Urcare numai pe scări. Aici unde trebuia să fie lift, au pus flori. Și banii pentru lift i-au băut. Pleșca, probabil.